joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Bun găsit, doamnelor și domnilor. În seara asta, invitatul emisiunii este fostul mare portar și actualul antrenor Bogdan Loboț. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Uite, mă uitam și mai devreme la degetele tale, dacă te uiți după ce degete ai, cât sunt de contorsionate, cât sunt de strâmbe, parcă nu-ți vine să te faci portar. E adevărat că ai o istorie între fiecare deget, are o fractură, o fisură. De la mâna dreaptă. Ia încearcă să le arăți. Camera, ia încerca să... Ia uite cât sunt de strâmbe, Doamne! Nu contează acum. E vreunul care n-a fost rupt, care n-a fost fracturat? Da, la stânga. La dreapta toate. Toate degetele fisurate, fracturate? Da. Trei, patru fracturi. Patru fracturi. Cu gips, adică nu cu... Nu. Dar cum se fac asta? Două operate. Două operații. Da. Două operații, o placă de titaniu, dar după aceea, după 6 luni am scos-o pentru că nu mă simțeam confortabil și am decis să o scot. N-au niciun fel de problemă, da. Dar, asta e meseria pe care am ales-o. Auzi, dar nu mai bine te făceai atacant, așteptai mingea, mai dădeai un gol, mai ratai două, mai... Puteam să mă fac scriitor și atunci aveam degetele bine, mersi. Da. Auzi, Lobi, cum ai ajuns portar până la urmă? Tu fiind născut la Hunedoara. Născut la Hunedoara, am început fotbalul acolo. Am fost fascinat la început. Bine, televizoarele știm toți cum erau atunci, alb-negru, și mă fascinau portarii pentru că erau îmbrăcați diferit față de ceilalți jucători. Erau singurii care... Se remarcau imediat. Da, aveau shortul negru, tricou alb, bine, pe televizor alb-negru, doar... Asta se vedea. Dar foloseau mâinile, plonjau stânga, dreapta, ieșeau pe centrări, degajau și chestia asta m-a fascinat. Și tata, fiind și el un jucător de fotbal, dar la un nivel mai jos, județ, serie C, divizia C, la o echipă lângă Hunedoara, Minerul Ghelar, practic el m-a împins. Mi-a împărtășit din cunoștințele lui. Da, deci juca, se ducea la meciuri, deci el te-a atras către fotbal. Țin minte că după meciurile, bine, meciurile care erau transmise la televizor, Craiova, Dinamo, Dinamo, Steaua, Steaua, Dinamo, așa mai departe. Pe fiecare meci, hai tata, afară să-mi tragi la poartă. Și cum stăteam peste drum de stadion, la Hunedoara, cea o poartă, nu știu, în gard, puneam două hârtii, în plasa de la gara, ziceam că asta e poarta și tata îmi trăgea la poartă cu o minge de handbal. Bineînțeles, dădea și golul. E, la final ajungeam acasă plângând că mi-a dat tata goluri. Și încet, încet am crescut. Tot tata a fost primul care m-a dus la fotbal. Țin minte că era antrenor Carol Gal. Și după aceea am urmat toți pașii și pot să zic că am avut privilegiu și onoarea să lucrez cu toți antrenorii de la Centru de Copii Junior. Dumitru Pătrașcu, Mircea Pătrașcu, Cornel Jurcă, Oncu, Bucur, care a fost practic antrenorul generației noastre. Și acum, Lobi, când te uiți înapoi, îți pare rău că te-ai făcut portar? Nu, deloc. Absolut deloc. Deși vorba aia... Ai avut atâtea pățanii, atâtea... Dacă aș fi să aleg, dacă m-aș naște încă o dată, tot portar aș alege. Și sincer să fiu, în ultima perioadă, și-a mai venea câte un gând, de ce m-am lăsat? De ce m-am lăsat? Tu te-ai lăsat la câți ani? La 40. Acum la 40 cam vine vremea, că doar nu ești Ibrahimovic. Da. Când vedeam video de mai ales în campionatul nostru în ultima perioadă, văd mai portari de hockey și de handball, parcă îmi vine să... Bun, tu ai făcut carieră în ciuda faptului că nu ești un portar înalt. Nu, ai cât? 1,83? 1,83, da. E mult, e puțin?
Depinde din ce perspectivă, vezi statura unui portar. Am cunoscut portari cu calități deosebite, mai mult sau mai puțin cu înălțimea mea. Aș vă da un exemplu pe golo de la, Sassolo, că tot așa. Ați amintit de Sassolo unde am jucat. Nu era mai înalt decât mine, dar avea o tehnică și niște timp extraordinari. Timp de ieșit din poartă. Pentru că lucra cu, o metodologie care te făcea să greșești cât mai puțin. Practic, și la portar, ca și la jucătorul de câmp, este și tehnică și tactică. Auzi, Lobi, dar de fapt handicapul, să-i zicem așa, pentru portarii mai scunzi, e constă în aia că la ieșire au probleme, nu? E, aici e un subiect nu delicat de, dezbătut. Tu dacă ai pașii, înseamnă alergarea pe care o faci și cunoști traiectoriile pe care le face mingea, că sunt trei traiectorii pe care le face mingea, nu? Curbilinie sau curvilinie, așa. Parabolă și dreaptă, nu? Trei traiectorii are mingea. Așa. Tu dacă știi și stăpânești foarte bine toate astea trei traiectorii, tu poți să faci în timpul antrenamentelor pașii, alergarea, încât să ai tot timpul mingea în față. Am înțeles, e, da. E adică simplu și totul se face. E mai complicat decât credeam eu. Nu este complicat. Nu este complicat. Și eu voi asta le exersați la antrenament pe rând și aia și eu aia. Am învățat chestia asta la 38 de ani. Am învățat chestia asta pentru că am lucrat cu o metodologie pe care o lucrează majoritatea antrenorilor de portari. Da. La 38 de ani s-a schimbat antrenorul cu portarii la Roma. A adus de la Primavera doi băieți de 17-18 ani cu care lucrase 2 ani de zile. În acel an, mi se pare, a fost primul an al lui Alisson la Roma. Și m-am pus în spate, știind linia metodologică pe care îl urmează antrenorul portari. Ca să văd, să prind cât mai repede. După primul antrenament am ajuns acasă și am spus soției, zic, mă simt ca un handicapat. Da. Ai început să înveți meseria de portar la 38 de ani. Mi se pare că astăzi a fost pentru prima dată când am pus mănușile în mână. A zis stop. Da. Spune-mi, hai că tot sărim de la una la alta, dar m-ai făcut curios. La Roma, între altele, ai lucrat cu Ranieri, nu? Da. Bun. Ranieri, adică antrenorii unei echipe, se bagă și la portari sau numai antrenorii de portari fac treaba asta? Depinde. Sunt antrenori care se bagă și la sectorul portari. Deși au antrenori specializați, nu? Da, dar nu în totalitate. Mai mult în ceea ce privește jocul cu picior. Cu picior. Da, Ranieri cum era? Nu, Ranieri nu avea absolut niciun fel de problemă pentru că l-avea antrenorul portarii pe Pelizzaro, Giorgio Pelizzaro, un om extraordinar, închid paranteza, care lucra de foarte mult timp. Au fost colegi de echipă, și deci avea încredere la Cagliari, peste Catanzaro, peste pe unde a fost Fiorentina, Atletico Madrid, Valencia, Chelsea, peste tot. Și avea încredere totală în ceea ce lucrează cu el. Și revenind la perioada Roma, am stat și m-am gândit 2 zile. Cum fac? Era un moment, pot să zic, un moment cheie al carierei mele, pentru că abia semnasem, îmi renoisem contractul cu încă 2 ani. Și am stat și m-am gândit, ce pot să fac ca să, în primul rând, ca să învăț, pentru că e o chestie nouă și vreau să o învăț, pentru că îmi dă avantaje, și cum pot să ajut? După 3 zile am avut o discuție cu antrenorul portarii și am spus, mister, ai 5 minute? Da. Nu te gândi că eu am semnat ăștia 2 ani de contract și vreau să-mi închei cariera într-un mod lejer, pentru că la 40 de ani unul zice, ok, 2 ani de zile, stă frumos cu fundul la căldură și încheie cariera într-un mod lejer. Eu vreau că tu mă bastonezi pe mine mai mult decât pe ceilalți, pentru că eu vreau să învăț. El rămâne puțin surprins și spune, Lobi, chestia asta îți face onoare, dar nu te preocupa, pentru că eu pe tine la 38
te antrenezi la fel cum îl antrenezi pe Alisson la 24, pe cei doi care au 18 și 17 ani. Pe toți vă antrenezi la fel. N-o să fie ușor. O să vezi că n-o să fie ușor. Dar o să vezi că în timp tu o să te distrezi în poartă. Nici n-o să mai transpiri la antrenament. Nu vă spun. Deci primele 6 luni, pregătirea de vară, deci am suferit într-un mod incredibil. Ceilalți făceau câte 4 repetări, eu făceam cel puțin 8. Repetă. Hai încă o dată că nu mi-a plăcut. Încă o dată că nu mi-a plăcut. Încă o dată că nu mi-a plăcut. E, acum mi-a plăcut, dar mai fă o repetare să vedem dacă... Auzi, Lobi, spune-mi, da, e interesant ce povestești. Spune-mi, da, portarii ăștia ai noștri mai tineri, Andrei Vlad, de pildă. Ei nu știu metodologia asta, adică nu studiază chestia asta. Dar nu îi trebuie să o studieze. Nu îi trebuie să o studieze. Antrenorilor. Da, antrenorilor și practic. Dau un exemplu cu Andrei Vlad. Da. Andrei Vlad face mai mult sau mai puțin... Acum, în momentul de față, aceleași greșeli pe care le făcea acum 5 ani. Așa. Deci trebuie să știi când ești antrenor de portar, când ești antrenor la echipă de fotbal. Ok, jucătorul face greșeli. Da, face greșeli, pentru că știm cu toții, fotbal e un joc de greșeală. Cine greșește mai puțin câștigă, nu? Nu e că e de unul perfect în fotbal. Toți greșesc. Cine greșește mai puțin câștigă. Dar tu mai ales... În sectorul portari, pentru că ai 4 sau 5 elemente cu care lucrezi zi de zi, tu trebuie să fii capabil să corectezi greșeala pe care jucătorul tău o face. Și același lucru se întâmplă și la, bun, și acum, la antrenorul dacă echipei. Înțeleg eu, mai vinovat ar fi antrenorul cu portarii decât Andrei Vlad pentru gafele astea, unele de necrezut. Vă mai dau un exemplu. Urmăresc fotbalul românesc de când au început să transmită toate meciurile la televizor. Și tot zic, a apreciat greșit traiectoria, s-a băgat suminge, a ieșit pe suminge. Așa. Dar tu dacă cunoști traiectoria mingii, nu? La antrenament, poți să lucrezi toate alergările ca să faci în așa fel, ca să ieși în așa fel, încât unde să trebuie. Vă mai dau un exemplu. Mingile care vin cu traiectorie curviline din corner. Da. Așa? Covrig, cum se zice. Covrig, da. Așa. Toți portarii ce fac? Fac faimoasa jumătate de lună înspre interior. Da. Și automat, dacă faci alergarea ta, o faci înspre linia lui 5-50, da? Automat că te bați sub minge. Faimoasa semilună trebuie făcută invers, că atunci mingea, dacă vine așa, tu traiectoria o faci așa, automat ai în față și nu mai e sub minge. Adică dacă mai îmi explici mult, mă fac portar, că e clar. Auzi, apropo, că să discutăm așa la obiect, îți place Andrei Vlad? Mie îmi plac toți portarii, au niște calități incredibile. Bine, atunci, de ce greșește Vlad, concret, așa de des? Dar nu greșește, nu greșește numai el. Greșesc toți. Toți greșesc. Eu nu zic că linia asta metodologică despre care vorbesc eu te face un portar perfect. Te face să greșești mai puțin decât celelalte. Pentru că, revin, la portar, e aceeași situație ca și la jucător. Tehnică și tactică. Bun, uitați-vă de ce am spus că avem portari de hockey și de handball. Ați mai văzut dumneavoastră, ați văzut atâtea meciuri de fotbal de 1000 de ori mai multe decât am văzut eu. Cum erau înainte portarii? Îmi făceau o ieșire la blocaj în picioarele atacantului advers. Se mai fac acum? Nu. Acum toți fac faimoasa cruce. Deci se pun ca la hockey sau se duc în șpagat ca la handball. De ce? Pentru că chestia asta se antrenează. A fost preluată de la futsal. Dar ce se pierde din vedere e că dimensiunile porții la futsal este mai mică. Da, da. E mai mică dimensiunea porții. La fotbal are 7,32 m, 2,44 m. Mă duc mai departe. Întrebați, dacă vreți,
toți antrenorii de portari din România sau toți portarii din România. Da, îl cunosc. Dimensiunile porții, dimensiunile careului, mare, dimensiunile careului mic. Adică sunt unii care nu cunosc? Da, vă spun eu că nu cunosc. Păi se ocupă de asta, nu știu ce dimensiune are poarta? Deci, faceți un simplu experiment. Întrebați și aici în redacție, puteți să întrebați, cât are careul mare? Așa. Să vedem ce răspuns ne dau. Careul mare? Cât are? Pe oricine puteți să ne... Vă spun direct că, să zică toată lumea, 16 metri. Da. Careul mare are 16,50. Careul mic cât are? 96 metri. 5 metri 50. Sunt distanțe. Da. Deci sunt trei distanțe de 5 metri 50 până la 16,50. Și automat, dacă întreb pe unul, cât are careul mic? Zice, 6 metri. Ok. Și da, de la... zice, are pus de la 6 metri. E de fapt și de la 6 metri până la 11 metri. Dacă sunt trei distanțe egale, dacă pui careul mic, da, unul peste altul, sunt trei distanțe egale. Nu. Punctul de la 11 metri, unde trebuie să fie? Stau toți, stai puțin, cum azi, 6 metri cu 5,50 înseamnă că îmi dă 11,50, nu mai dă 11 metri. Dar e 5,50 plus 5,50, 11 și cu 5,50, 16,50. Da. Și sunt distanțe. De. Tu dacă cunoști distanțele astea, îți vine mult mai ușor ca să asimilezi tactica la portar. Bun, hai că chiar încep să, cum să spun, să devin profesionist. Zi-mi ceva. Mi-aduc aminte, eu și cred că și ceilalți, cum intrai pe teren după ce se alegeau porțile, îți făceai o dungă, o da. Dâră. O... Da, pentru că ăla era considerat centru porții. Pe, măsurai sau așa la nu ochi? Nu măsura la ochi, era practic punctul de la 11 metri. Așa, da, și în dreptul lui? Punctul de la 11 lui... metri și la 5,50. Da, o linie pe mijloc. Aduc aminte acum repede, pe repede înainte, am fost în vară la Bistrița și alergam pe teren acolo și era domnul care se ocupa de teren și zicea, ioi, domnul Lobons, când știam că vine Dinamo să joace aici, ioi, iar vine ăla, strică terenul. Pentru că îi făceam... Tu făceai o dungă acolo centru, cu crampoanele, cu crampoanele, nu? Pe centru și la cele două bări. Da. Și auto... la bări de ce? În dreptul bărilor. Ca să apreciez. Da, să am un reper, ok, unde e poarta. Toți portarii fac așa? Nu știu, sunt unii care fac, sunt unii care își aleg alte repere. Auzi, Robi, care a fost? Trebuie să fi fost un idol al tău, un model al tău ca portar. Scuze-mă, că sărim de la una la alta. Schmeichel, vă spun. Schmeichel. Da. Peter Schmeichel. M-a fascinat de mic. Când l-am văzut prima dată, a fost singurul portar. Schmeichel bătrânul. Da, Peter Schmeichel. Boxa foarte bine mingea și cu mâna dreaptă și cu mâna stângă. Ceea ce se întâmplă... Da, era mai mare ca tine, mai înalt, mai solid, mai... Da, da. Tu n-ai fost unul din portarii solizi și nici foarte înalt. Nu. Te-a încurcat înălțimea asta de numai 1,83, zici, nu? 83, da. În anumite momente, da, în anumite momente, nu. Nu. Nu pot să zic că m-a încurcat. S-ar putea să mă fi încurcat prin 99, s-ar putea. Bine, știu din ceea ce s-a vorbit la vremea respectivă, că ar fi venit Baresi să vadă finala Cupei 99 cu Steaua să mă ia la Milan. Atât. Poate atunci m-ar fi încurcat înălțimea. Dar azi e moda portarilor mai înalți? 1,93, 1,95? Cam peste 1,95 este înălțimea medie a unui portar în marile campionate din Europa. Și aici luăm Italia, Franța, Germania, Anglia și Spania. Medie 1,95. Da, 1,95. A crescut foarte mult media înălțimii la portari. În ultima perioadă. Dacă ne oprim la campionatul României, pe care, sigur, multă vreme nu l-ai urmărit atent, că n-aveai cum, în partea de final a carierei, ai stat numai la Roma aproape 10 ani, nu? Da. 9 ani ca și jucător, 6 luni la centru de copii și junior, pentru că cum am terminat, am intrat la
departamentul de perfecționare. Eram șapte antrenori care lucram individual cu câte patru jucători pe o perioadă de 6 săptămâni, individual. Jumătate de oră înainte de antrenament, jumătate de oră după. După aceea a venit experiența de la Cluj. Care n-a fost cea mai fericită? Cea mai bună. Nu e că puteam să încep cariera de antrenor cu experiență fenomenală cum am început-o la Cluj. Bă, te-au dat cam repede afară, totuși. Sau, mă rog, ai plecat nu tu. Nu e că m-au dat afară. Probabil ei zic că m-au dat afară. Cu numai, ai avut numai trei înfrângeri, dar n-ai reușit trei înfrângeri plus... N-ai reușit promovarea, da. Așa aia de la Nu am reușit promovarea. Dar a fost, din punctul de vedere a experienței, fenomenal. Pentru că am avut situații și dinamici de gestionat incredibile. Adică din care zici tu că ai învățat? Ceva a fost ceva de vis pentru mine. Nici nu puteam să încep mai bine. Au fost nenumărate. Nu are sens să mă întorc înapoi să le enumăr, dar... Deci nu regreți perioada petrecută la Cluj? Absolut deloc. Absolut deloc. După aceea, după perioada Cluj, m-am reîntors cu Cosmin la echipa națională, pentru că după ce am terminat, să zic, fotbalul jucat, am avut perioada din vară, din august, până la sfârșitul campaniei, mi se pare, din Liga Națiunilor, ultimul meci în Muntenegru, veneam și eram și secundul lui Cosmin la echipa națională. A lui Contra. Da, lui Contra. A venit experiența Cluj, după experiența Cluj m-am reîntors cu Cosmin la echipa națională și am plecat după, în noiembrie, acum 2 ani. Da, spune-mi altceva, tu ai fost, în ciuda faptului că n-ai apărat foarte mult la Roma, măcar toată perioada, ai fost un jucător, un fotbalist foarte iubit la Roma, apreciat de conducere și iubit de suporteri. De ce n-ai rămas la Roma, unde probabil că puteai antrena o echipă de juniori, după aia Primavera, adică ai fi putut face carieră cum face, iată, altă stradă, cum face Cristi Chivu la Inter? Pentru că, de simplu, am ales alt drum. V-am spus, am făcut de perfecționare 6 luni de zile. 6 luni. August, septembrie, octombrie, noiembrie. 4 luni de zile. Perfecționare. Dar, Robi, Roma un club serios? Din anumite puncte de vedere, da. Altele nu. Care nu? Că așa, alea generale să sunt mai mult sau mai puțin cum e și aici, doar că diferența e diferență de nivel. Dar adică nu e pe aceeași treaptă cu Milan, cu Inter, cu Napoli, cu astea. Aceleași dinamici pe care le întâlnim aici se întâlnesc și acolo, doar că acolo sunt la un alt nivel. Și acolo sunt, de exemplu, se pune prea mare bază, dar se dă prea multă importanță rezultatului la grupele de la centru de copii și juniori. Încă de la juniori, da. Contează rezultatul. Și mă întorc, vorbeam înainte cu colegii dumneavoastră. Ajax are un procentaj de peste 85% dintre jucătorii care termină centru de copii și juniori, care se duc la prima echipă. În Italia, toate echipele de seria, procentajul e de 5%. Jucători care se duc la primele echipe, deci 5% dintre toți jucătorii de la centru de copii juniori, urcă la o echipă de seria sau două echipe de seria. Și după aceea... Înseamnă că sistemul Ajax e mult mai bine pus la punct. Plus, Ajax are peste 100 și ceva de jucători crescuți la centru de copii juniori și trecuți prin prima echipă la Ajax, nu pot să zic în toate campionatele, dar în cel puțin 10 campionate din Europa. Dar ei nu dau importanță câștigării unui campionat la juniori, nu știu, under 17, under 18. Pentru ei rezultatul e promovarea jucătorilor la prima echipă și de aceea au și rezultatele. Iar în Italia contează orgoliu, titlu. În Italia, în schimb,
contează titlul. Ok, s-a început departamentul ăsta de perfecționare. Era o chestie foarte interesantă și o chestie inovativă, dar nu era ceea ce vroiam eu să fac. A venit această chemare, telefonul de la Cluj, am stat, am analizat și am zis ok, accept. Și am acceptat. Anul trecut în vară, când m-am reîntors la Roma, am intrat și am făcut scout pentru Roma. Tot ceea ce înseamnă centru de copii și juniori, un an de zile. Și am avut posibilitatea să văd o mulțime de jucători de la 2009 în jos, 8, 7, 6. Bun, hai să mai întreb ceva, deși mi-e teamă că întrebarea nu o să-ți facă prea multă plăcere. Și lumea s-a întrebat, un portar de talia ta, un portar de renumere tău, care până la urmă a apărat mai mult la echipa națională decât la o echipă de club. Ai 86 de meciuri în echipa națională și tu nu zice, cei mai galonați portari din istoria. Nu știu dacă sunt 86 de meciuri la toate echipele la care am jucat afară. Tocmai, despre asta e vorba. Ai stat 8-9 ani la Roma, deși erai de profesie rezervă, să zic așa. Sau da, mai mult de rezervă, ca să, cum să spun, să nu fac mai pe deșteptul decât sunt. Și lumea acasă, îți spun eu, se întreba, mă întrebam și eu, și prietenii, și colegi, păi de ce stă Lobonț la CV-ul lui, acceptă postura de rezervă la Roma, când ar putea să ducă la altă echipă să apere? Numai pentru bani? Asta e important. Nu. Deci am avut în această perioadă de 9 ani la Roma, petrecuți ca și jucători, trei oportunități ca să plec. Da, am avut Chievo, am avut Torino, am avut Frosinone. De fiecare mi s-a spus nu. Tu de aici nu pleci pentru că tu ești important pentru noi, pentru valorile pe care tu le transmiți în cabină. Tu știi prin ceea ce faci să gestionezi anumite situații, nu te lăsăm să pleci. Pentru că tu ești cum se spune, ești o plus valoare pentru noi. Pentru că tu în cabină acolo nu trebuie să intrăm noi ca să rezolvăm anumite situații. Tu prin ceea ce faci, prin modul tău de a fi, prin modul tău de a fi. Aveai autoritate în cabină, să zic așa. Nu e că aveam cine știe ce autoritate. Dar mi-au spus și mi-am interpretat foarte bine rolul pe care ei mi l-au dat. La început nu a fost ușor, dar încet, încet am reușit și de aceea am stat. De fapt, erai, la Roma. Dacă înțeleg eu bine, un fel de antrenor secund. Nu că era un fel de antrenor secund. Vă dau un exemplu. Făceau, țin minte, cu Eusebio, cu Di Francesco. Făceau 10 contra 1 situații de joc. Practic 10 jucători începeau din spate sau 11 contra un portar. Tot timpul eram eu în poarta cealaltă. Așa. Erau 10 contra mine. Și aveam la început o discuție cu Zeco, cum era Edin. A zis, Edin, dacă îmi dai gol mie, ești cel mai bun atacant din lume. Dacă nu îmi dai gol mie, înseamnă că ești un atacant de... duzină. De duzină. E, când îmi dădea gol, bravo, ești cel mai bun. Când nu îmi dădea gol, bă, băieți, nu se poate. Adică îi ambiționai, îi montai. Adică mie, că sunt al treilea portar aici. Al treilea portar sunt aici la AS Roma. Nu reușiți să-mi dați gol mie, că sunteți și fără adversari. Cum puteți voi să-i dați golul ăla care joacă meci de meci în seria de sâmbătă sau duminică? Că ăla da, e am înțeles, titularul. Deci, da. Și de... Nu noi antrenori secundari, și un fel de psihologul echipei. Și situații de-astea, eu încercam din absolut orice. Mulți îmi spuneau, bă, dar ce tu, că numai tu vorbești, numai tu, că iar ai greșit, că numai vorbești. Zic, stop, dacă fiecare dintre noi ne-am gândit și am reflectat la greșelile pe care le facem,
atunci cu siguranță am crește fiecare. Dar dacă noi stăm să ne uităm că greșește Lobby, că greșește Manolas, că greșește Edin, că greșește Perotti și Momo Sala, atunci ce faci? Înseamnă că nu ne mai gândim la noi și ne analizăm, pe ne uităm la cole. Creștem sau nu creștem? Nu creștem. Apropo, Dzeko, un tip simpatic? Foarte. Toți. Vorbea italienește? Da. Deci toți vorbeau italienește. Toți. Singurul care nu prea vorbea a fost Stekelenburg. Care nu prea vorbea, da. Era de fapt titularul postului de portar, nu? Și cu mine în cameră. Și cu tine în cameră. Și cum, n-aveai așa niciun soi de invidie? Când deloc. Ăla e titular absolut și deloc. Tu stai pe bancă. Absolut deloc, pentru că și perioada Ajax am fost colegi de cameră. 2003, 2004, 2005 am fost colegi de cameră. Și cum vă înțelegeți dacă nu vorbea italiană? În engleză. În engleză. Auzi, Lobby, acum, sincer, a trecut timpul, cum să spun, rolurile s-au schimbat. Îți pare rău că ai rămas la Roma și n-ai plecat la un moment dat? Nu, absolut deloc. Nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, pentru că am avut o oportunitate imensă. Și nu perspectiva mea, dar gândirea mea a fost în felul următor. De ce să fiu considerat al treilea portar? Pentru că am o oportunitate imensă. Sunt la un club mare, cu oameni în conducere extraordinari, care mă și plătesc. Eu ce pot să fac? Să învăț. Spune-mi, cât aveai salariu în perioada în care erai portarul 3? Dacă poți să spui, dacă vrei să spui. 500.000 pe an? Cam așa. Acum am trebuit să vă era o berfereală să iei 50.000 pe lună și să aperi. Și am spus așa, pentru că ei consideră, și toată lumea consideră la fel, că al treilea portar e la dispoziția echipei. Toată lumea consideră asta. Tu ești la dispoziție. Dacă se întâmplă ceva cu titularul, tu devii al doilea și așa mai departe. Și am stat și stai puțin. Adică, ei îmi pun la dispoziția mea absolut tot. Echipament, sala de forță, terenul de antrenament, antrenorii, fizioterapeuții și așa mai departe. Eu zic, Roma e la dispoziția mea. Și am inversat perspectiva din care am... După aceea am avut discuții cu absolut toți. Aveam o relație extraordinară cu, mai ales cu cei care făceau, care recuperau accidentații. Pentru că erau doi americani, un băiat care lucrase pentru Boston Celtics, l-a dusese președintele Palota, și Darcy Norman, care fusese și la Bayern München cu Van Hal și naționala Germaniei cu Jürgen Klinsmann. Și ei mi-au deschis alte strade. Am avut, chiar după ce m-am lăsat, am făcut, nu pot să zic o vacanță, a fost mai mult o vacanță lucru, cum îi spun eu, în California. Și m-au pus în contact cu fel și fel de persoane care lucrau acolo, la Stanford University, la San Francisco 49ers. Și au posibilitatea să discut cu fel și fel de persoane din alte sporturi. Unde te simți mai bine? Întrebare e, cum să spun, chiar n-are rost, dar eu ți-o pun. La Ajax sau la Roma? Unde m-am simțit cel mai bine și cel mai bine. A fost și Fiorentina. Fiorentina a durat mai puțin. La Rapid te-ai simțit cel mai bine. Apropo de Rapid, e adevărat că de la Hunedoara, când ai venit la București, ai venit cu vagon de dormit și că... Nu. Deci e folclor. E folclor. Știu și eu ce a declarat Nearic Răducanu, că m-a așteptat în gară cu valiza de lemn. Așa. Nu, am venit la vagon de dormit, avea o geantă MOV. Nu mai știu cum... MOV? Da, MOV. Cum erau gențile înainte. Așa. De mușama sau nu știu ce era. Deci nu cu plastic. Valiză de lemn, cum a zis Rică. Nu. Că știm cu toții pe Nearică că e mai glumeț. Dar să-i urăm sănătatea, am înțeles că are ceva probleme. Îi suntem altor. Da, nu, am venit clasa întâia.
la vagon de dormit, că pleca trenul seara de la Hunedoara, ajungea dimineața la 6:30-7 în gara de nord și m-a așteptat Nea Marian Rada, țin minte. Auzi, Lobi, Răducanu Portar Mare? Portar Mare, nu prea am avut ocazia să-l văd jucând. Nu prea l-ai prins, da. Nu prea l-am prins, doar ce am văzut imagini pe YouTube cu el, da. România a avut tot timpul Portar Mare. Portar Mare. Acum, în momentul de față, n-a zice, da, Tătărușanu, hai că e în campionatul Italiei. Tătă, la fel. Într-o chiparea sau de modelul de profesionist la 360 de grade. Și, cred da, că, și el a acoperit o perioadă din carieră cam ca tine, mai mult n-a apărat decât a apărat. Da, nu. Nu e așa. Că el, practic, din momentul, și el rezervă. Din momentul când a venit la Milan, a avut o perioadă, mi se pare, al doilea sezon la Lyon, nu? Dar după aceea, când a fost chemat în cauză, a făcut ceea ce trebuia să facă. Da. Acum, la fel, la Milan. O perioadă a stat în spatele lui Donnarumma, a plecat Donnarumma, l-a luat pe Mignan sau... Da, alt tip de portar, el un portar mai impasibil, așa, mai absent față de tine, tu erai mai implicat, erai mai, de afară, mai zbuciumat, să zic. De afară pare, dar nu e. Vă spun pentru că am avut posibilitatea să fiu lângă el. Adică și el e unul care se consumă, dar nu arată. Cam așa. Bun, și ia spunem din campionatul României, zim trei portari care îți plac. Trei portari care îmi plac. E Horațiu Moldovan de la Rapid. Horațiu Moldovan de la Rapid. Aioani de la Faru. Vlad de la FCSB. Popa de la Voluntari. Da, patru. Dar sunt deja patru. Patru, nici Pap. De la Botoșan nu e... Bine, acum de moldovan zici așa, cu sufletul tău de rapidist. Deși, odată campion cu Rapid, de două ori, cupă și supercupă, de două ori campion cu Dinamo. La fel, și moldovan. Am vorbit și cu Nea Leo Toader. Am avut posibilitatea să urmărim două meciuri ale Rapidului împreună. Și am spus, e un portar care are calități extraordinare, doar că și el l-am văzut în perioada când eram la Cluj, el era la Ripensia. Și în momentul când adversarul se pregătea să tragă la poartă, el face un salt, să vă uitați de el cu atenție. E, saltul ăla îl face ca și cum face sărituri cu genunchii la piept. Acum, într-adevăr, îl face mai soft. Dar îl face. E, dacă el reușește, sau cine îl pregătește, reușește să îi corecteze saltul ăsta, vă spun că poate să salveze, sau putea să salveze jumătate din golurile pe care le-a luat Rapidul sezonul ăsta. Pentru că, practic, tu ce ești? Când ești cu picioarele în aer, n-ai contact cu terenul. La fel și la jucător. Cu solul, da. Cu solul. Da. E, este un timp. Tu... În momentul când adversarul se pregătește să tragă, tu faci saltul ăsta și cu picioarele în aer, ce trebuie să faci ca să plonjezi? Să aterizezi și după aceea să pleci. E, fracțiunea de secundă sau fracțiunea de secundă sunt importante, pentru că mingea deja e în part. Auzi, Lobi, te simți așa în sufletul tău mai rapidist sau mai dinamovist? Cioară vopsită. Am avut o perioadă extraordinară la Rapid. Majoritatea eram tineri, de Pancu, Ienci, Bundea, după ce a venit Bogdan Andone era, Cristi Dulca, Marinescu. La Rapid probleme cu Cobos? Nu, absolut. Ce fel de om era Cobos? Din punctul meu de vedere, extraordinar. N-a avut absolut niciun fel de problem. Adică nu e adevărat că una promitea și alta făcea? Nu. În perioada aceea, nu. Și bineînțeles, l-am avut pe Nea Mircea, care... ceva extraordinar. Ceva extraordinar, da. Țin minte că
a spus, mă băieți, voi unde stați? Stăteam peste drum de sala Giulești, niște garsoniere. A zis, nu, spus domnului Copo, George, trebuie să facem în așa fel încât să mutăm băieții de acolo. Păi de ce, era lângă stadion. Da, dar făcuse pro-rapidul. Așa. Să facem în așa fel încât să mutăm băieții de acolo, din Giulești, și să-i ducem, dacă putem găsi niște apartamente într-un, nu știu, într-un bloc, să stea toți împreună, pentru că una este acolo, una este să stea într-un apartament cum trebuie. Ți minte că ne și bastona, ne spunea, mă băieți, ce faceți voi cu banii din contract? Toți, mașini. Luați-vă, mă, copii, casă. Luați-vă casă. Dacă aveți și voi o prietenă, unde o duceți? O duceți în mașină sau o duceți în casă? Deci ne dădea niște chei de extraordinari. Și când era să ne bastoneze, ne bastona, când era să ne... Da, cu suporterii probleme la Rapid? Cu suporterii am avut, să zic, probleme, dar nu probleme. Al doilea sezon, nu, sezonul după ce am câștigat campionatul. Pentru că am început mai așa și ne-a bătut, mi se pare că ne-a bătut Ceahlău acasă în Giulești. Și atunci au fost ceva tensiuni cu suporterii, dar... Ceahlău, din câte mi-am duc eu aminte, a fost meciul tău de debut, da, în campionat. Un 0-0, Rapid, da. Ceahlău. Se pare cu domnul Porumboiu la centru, dacă nu mă înșel, pe o ploaie fenomenală și cu Enci care își rupe nasul. Și a rupt nasul? Da. Bun, și trecem la Dinamo. La Rapid cu Copos, la Dinamo era pe epoca cu Borcea, nu? Domnul Borcea, domnul Badea. Așa? Ia caracterizează-mi Borcea. Paralelă între Copos și Borcea. Da. Cristi e mai suporter. Copos mai patron, așa. Da, mai... el mai... Nu pot, nu, e un cuvânt mult prea, să zic, mult prea dur dacă spun businessman. Nea George și Cristi, businessmanul, dar Nea George era figura de președinte de club, manager la 360 de grade în perioada. Cristi... Mai suporter, mai... Mai aproape de echipă. Da, de... mai, cum să zic, suferea mult când echipa nu câștiga sau avea un semi-eșec. Era și el foarte multă pasiune a pus pentru Dinamo. Ți-mi minte că era distrus, suferea extraordinar de mult. De atunci datează de altfel și ultimele succese ale lui Dinamo, mari. Mi-aduc aminte... am avut perioade cât am fost la Dinamo când făceam egal acasă. Am făcut un egal, mi se pare, în Ghencea și suporterii supărați că nu i-am bătut pe cum era Steaua înainte. Și erau supărați că echipa e pe locul 2. Acum ce ar trebui să facă? Echipa e în situația în care... Erau, certau pe Cristi, veneau, făceau, că vă sparge mașinile, vile, nu știu ce, nu știu cum a fost episodul când le-a aruncat cu vopsea pe mașini. Și pe mașina ta au dat cu vopsea? Nu. Eu în perioada aia nu eram. Nu eram. Mi se pare că a fost 2005 sau 2004 perioada aia cu... Iar sărim de la una la alta. La Ajax... Ai prins și pe Chivu și pe Mitea, nu? Da, pe amândoi. Ia spunem două vorbe. Cristi era deja acolo. Și mă cunoșteam cu el de la echipa națională, cu Cristi. În toamna lui 99 ne-am cunoscut prima dată la echipa națională și tu zici, haide, nu vii și tu, haide, vino. Zic, aș veni mâine. Ați rămas prieteni? Sunteți și acum prieteni? Da, suntem și acum prieteni foarte buni. Și zic, eu vin, dar nu e că depinde de mine. Am ajuns în martie lui 2000. A fost
După care a plecat el. După ce a plecat el, am dus eu la aeroport. Sincer, am început să plâng. Pentru că am avut o perioadă de 3 ani în care am legat o prietenie fraternă. Foarte mult timp petrecut împreună, de chestii pe care le-am făcut împreună și bune și de caterincă și de glume și de absolut orice. După ce a plecat el, a venit Nichi Mitea. Ce, un fotbalist extraordinar, dar foarte diferit de Cristi. Foarte diferit. Da, cu altă atitudine față de fotbal. Da, altă și el concepție. Cu niște calități extraordinare, Nichi Mitea. Calități extraordinare. El nu e că stătea cu mine în cameră. Pe el l-a luat imediat, l-a luat Zlatan în cameră. Și îi spunea, ții minte, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar îi spunea Șatule. Șatule de la că Nichi era de micuț, firav așa și avea tot timpul capul băgat între oameni. Ca să nu zică, iartă-mă Nichi, Cocoșatule. Veneam așa și spună, Șatule, vino aici. Cu el tot timpul. Lua cu el peste în cameră cu el. Jucau PlayStation împreună, era ceva fenomenal. El a venit pe post de mare talent și, ca să zic, a și rupt gura târgului când a ajuns. După primul sezon a fost ales cel mai talentat tânăr jucător. Eu am stat și acolo, am stat 6 ani de zile la Amsterdam. Bine, nu am avut, am jucat 49 de meciuri, mi se pare, pentru Ajax. Nu știu dacă mi-au strigat o singură dată numele în tribună. Lunichi, după a doua partidă jucată acasă, tot stadionul, Amsterdam Arena, aproape 50.000. Mitea, deci ceva, și acum mi se face pielea de găină. Ceva fenomenal. După aceea a intervenit o accidentare. Recuperarea, nu știu cum a făcut-o, cum n-a făcut-o, dar după aceea au venit alte accidentări musculare. Din ce am înțeles, după ce și-a rupt genunchiul, i-au reconstruit încrucișatul cu... i-au luat din semitendinos, din mușchi. După aceea a început să aibă accidentări musculare în acea zonă. Deci din ce spui tu, înțeleg că nu numai el a fost de vină pentru un final, eu știu, prematur de carieră, ci și accidentările. După aceea l-am reîntâlnit la Dinamo. Am fost în pregătire, mi se pare, în Turcia, de 2 ori. Și am spus, țin minte, l-am sunat pe Nea Victor Becali și am zis, Nea Gigi, că noi așa ne spuneam. Zic, ăsta e adevăratul Nichi Mitea pe care îl cunosc eu. Ăsta e Nichi care era în momentul când a venit la Ajax. E ceva de vis. Deci cel mai bun a fost din toată pregătirea. Nu știu ce s-a întâmplat după aceea, în momentul când ne-am întors în țară și am început campionat. De atunci îmi pare rău să o spun, dar realitatea o cunoaștem cu toți. Cariera lui s-a dus... S-a dus în jos, la vale. Dar cum îți explici? Sunt multe chestii. Era un tip de ăsta de nu-l interesa, așa, nu, boem, sanfișist. Nu. Sunt multe chestii care fac să, ca și cariera ta să o ia pe altă stradă. Nu știu, sunt, le știm cu toți, ca anturajul, viața, nesportivă. Nu, că el nu era unul care... Era consumator. Nu, nici de petreceri, nici... Dar sunt foarte multe chestii care te fac să îți duci energia cu totul și cu totul în altă parte. Spre deosebire de el, de atitudinea lui, dacă vrei, de destinul lui, la Roma ai fost coleg și ai lucrat cu Francesco Totti, care, cum să spun, a avut o carieră îndelungată și strălucitoare. Spune-mi două vorbe și de Totti. Ce să vă spun? Papa și Totti la Roma. E simplu. Foarte multă lume m-a întrebat, cum e Totti în cabină, cum se comportă, cum...
El era în cabină, era genul de căpitan care doar era nevoie să îți arunci o privire. Așa. Și deja înțelegeai mesajul. Dar nu a fost atât timp cât am împărțit vestiarul la Roma. Nu e că a fost o persoană vocală tot timpul să fie, nu, facem asta, nu se face asta, se face asta. Știa foarte bine, citea foarte bine momentele și situațiile când să intervină. Dacă era de intervenit cu de piciorul întins, intervenea, dacă nu, cu măsura potrivită. Spune-mi, Lobi, de unde e până la urmă porecla asta că ți se spune pisica? Deși am citit undeva că se spune motano. Cum e, pisică sau motan? Gato. Gato, bun. Gato înseamnă pisică, nu? Da. M-a întrebat și Antoni Petre, portarul de la Bologna. Da, domn profesor, dar de ce? Toți vă spun pisica. Și i-am spus, practic ăsta e răspunsul. Zic, în momentul când am plecat de la Ajax la Fiorentina, Pantaleo Corvino era director sportiv la Fiorentina. El mă văzuse cu ceva ani înainte la finala cupei Dinamo Rapid, când a câștigat Rapid 2-1. Ne-am întâlnit seara la masă, eram eu, el, bine, făcusem o masă cu echipa toată lumea. Era nea Giovanni Becali, nea Victor, Cristi Borcea, nea Cornel Dinu, Pantaleo Corvino, așa, care pe vremea aceea era director sportiv la Lecce. Și nea Giovanni mă cheamă, hai mă să-ți prezint pe cineva. Mă prezintă lui Pantaleo Corvino. Zice, nu, el e director sportiv la Lecce, uite așa. El zice, nu, că vreau să iau copilul la mine la Lecce. Joia, mă, nu se poate pentru că el aparține de Ajax. Dacă vrei să faci ceva, nu aparține de Dinamo, trebuie să vorbești la Ajax. Bine, vedem ce facem, ce nu știu. Trec 4 ani de zile. Trec de atunci, se accidentează Frei. Primul telefon pe care îl face Pantaleo Corvino, îl face la Victor, la nea Victor Becali. Oh! Bogdan, pe unde mai e? Tot la Ajax? Da, uite că am situația asta cu Frei, așa, vreau să-l iau. Ok, bine. În 2 zile, 3 zile s-a rezolvat totul. La conferința de prezentare, l-au întrebat jurnaliști italieni, l-au întrebat pe el. Diretore, tu că-l cunoști mai bine, știm și noi că a jucat la Ajax, știm cine e naționala României, în ultima perioadă a jucat mai puțin, tu-l cunoști mai bine, ținând cont că ai o afinitate pentru jucătorii din Estul Europei, pentru că la Lecce îl dusese pe Bojinov, pe Vucinic, mai luase bine pe Șevanton, care nu era din Estul Europei. Deci, descrie-ne-l puțin pe Lobont. Și el zice simplu, cu zâmbetul pe buze. Zice, pentru el foarte simplu, e ca o pisică. A, și de acolo porecla. El a zis, da, de permes semplice, come un gato. Și de atunci toți, gato. Lobi, hai să vorbim un pic în final și despre echipa națională. Vorbim despre ce vreți dumneavoastră. Spune-mi, tu ai participat la barajul la nefericit cu Slovenia, nu? Și cu Slovenia și cu Grecia. Și cu Grecia. Adică ai fost martor la toate marile victorii, între ghilimele, fie spus. Cum a fost după Slovenia? Că nu s-a așteptat nimeni să nu ne calificăm atunci, să nu câștigăm. A fost ceva devastant. A fost. Pentru că... Devastator. Da, devastator, mă scuzați. Băi, mai multă italiană decât de, român. Mă iertat, cer scuze. Ei, Doamne. Mai am multe de învățat și în ceea ce privește limba română. Nu pentru că nu ne așteptam să nu ne calificăm. Dar era, practic, în acea echipă, pot să zic, eram o mare parte dintre jucătorii care veneam de jos. Și aveam, lângă noi aveam
aveam Gică Popescu, aveam Gâlcă, Dorinel Munteanu, Ionuț Lupescu, de la care... Vechea gardă, da, să zic învățam așa. Ceva. Învățam ceva și... Avut cea, nu pot să descriu în cuvinte ceea ce am trăit, mai ales după retur. Pentru că nu se aștepta nimeni să nu trecem de Slovenia. Pentru că Slovenia, dacă e să facem o comparație, e ca și cum ar fi fost, nu știu, să iau Finlanda. Nu, atunci dacă jucam 10 meciuri, din 10 câștigam 9 cu Slovenia, probabil. Dar s-a întâmplat. Hagi distrus după aia, nu? Da, de Gică a plecat și a dat demisia, a plecat. După aceea știm foarte bine ce a urmat. Apoi la fel, în 2013, mi se pare, da, a fost barajul cu Grecia. La fel. Deci pentru noi a fost ceva de nedescris. Știu că am o parte din vină la acel baraj. A fost ceva, pentru că eram conștient, era practic ultima posibilitate să particip la un campionat mondial, ținând cont că în 98, înainte cum erau vizele de Schengen, am avut și o viza pentru Coupe du Monde Franța 98, dar ne-a pui o ales alții. Tu ai fost 2000 și 2008, atât, da, europenele 2000 din 2000 și 2008. Auzi, cei doi selecționeri cu care ai făcut majoritatea meciurilor. Da, Piți. Piți și Iordănescu. Majoritatea, cred că... Cu Pițurcă. Mai multe cu Pițurcă. Mai multe cu... Ia compară-mi un pic Iordănescu cu Pițurcă. Din punctul meu de vedere, Nea Piți. Să vă spun și de ce. Pentru că Nea Piți are flair. Are flair, știe cum să te ia, ce să spună. Adică e mai diplomat. Nu că e mai diplomat. Îți spune direct, dar știe cum. Ca să te facă să dai maxim din maxim pe care poți să-l dai tu. Dar când e ca să te bastonează fără niciun fel de reținere. Ți-o spune în față, direct. Pe partea cealaltă, Nea Puiu, știm foarte bine, toți știau frică de Nea Puiu. În perioada când avem la echipa națională, bine, eram și noi mai rebeli. Nu trebuie să ne ascundem după deget, pentru că am avut o perioadă când eram rebel la echipa națională. Dar percepția n-a fost aceeași, că Nea Puiu face asta cum știam că făcea înainte cu generația dinainte, cu Hagi, cu Popescu, cu Dorinel Munteanu, Petrescu și așa mai departe. Da, unde e Nea Puiu care făcea asta și cu asta? Mie, unul, nu mi-a dat senzația, perioada în care am lucrat împreună, că e, să zic, brațul de fier și asta trebuie să faceți. Nu mă interesează asta. Dar Nea Piți, bine, Nea Piți, majoritatea care am lucrat cu el, am lucrat și la tineret. Deci da, ne cunoștea toate secretele. Lobi, ultima chestiune. Ai un băiat și o fată să-ți trăiască. Mulțumesc. Băiatul s-a apucat și el de fotbal, numai că nu s-a făcut portar. Este, din ce știu eu, fundaș central, fundaș lateral la echipa a doua a Rapidului. Da. Cum l-ai lăsat să se facă fundaș central? L-ai băgat în poartă. Asta a ales el. Am avut, pot să zic, o discuție. Dar acum câțiva ani, când a început să joace la 8+1, am avut o discuție cu el. Deja era fascinat de alunecări și... Țin minte că îmi cerea și mânuși. Tata, îmi dai și mie o pereche de mânuși. Ce să-ți dau mânuși dacă tu nu vrei să stai în poartă? E fundaș central cu mânuși. Păi nu, că știi că la școală mai joc și eu. Zic, stop. Ori vrei portar, ori vrei în câmp. A, nu, că în câmp îmi place, te fac alunecări foarte... Tu ai fi vrut să-l faci portar, nu? Zic, dar de ce nu te faci portar? Zic, dacă tu te faci portar,
eu lucrez cu tine și te fac în așa fel încât să fii mai bun decât am fost eu. Se uită la mine, nu, lasă, portar, nu, că și așa ai fost tu portar, lasă, că eu nu vreau portar. Mai înalt ca tine? E aproape, are aproape înălțimea mea. Mulțumesc că ai venit și, și numai bine. Mulțumiri noastră, care sper că v-ați uitat la noi și vă urez tuturor să vă meargă cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox, împreună suntem super.